Nu i-a plăcut arestul la domiciliu, iar acum va ajunge în spatele gratiilor. Un bărbat din Runcu este cercetat pentru comiterea mai multor infracțiuni după ce a părăsit domiciliul pentru a-l lua la bătaie pe vecin. Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă Lipeje Gorj un bărbat în vârstă de 43 de ani din comuna Runcu, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și evadare. În sarcina bărbatului s-a reținut faptul că acesta a părăsit locuința în care se afla la arest la domiciliu și ar fi exercitat acte de violență asupra unui vecin. Astăzi, bărbatul urmează a fi prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu cu propuneri legale, iar cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și evadare.